Pe pagina sa electronică, Reuters scrie că multe dintre vehicule nu au numere de matriculare și semne distinctive, iar militarii nu poartă insigne. Kievul susține că aceștia sunt soldați ruși sub acoperire. Numărul echipamentului militar la baza aflată la 50 de kilometri de Ucraina este de 3 ori mai mare decât era în luna martie. Anterior, un comandant NATO a declarat că separatiștii profită de acordul de pace pentru a se reînarma și a se pregăti de o nouă ofensivă. Rusia neagă că armata sa este implicată în conflictul din estul Ucrainei. Între timp, în zona de conflict, armistițiul rămâne a fi fragil. În Lugansk, 2 soldați au călcat pe o mină. Unul a murit, iar celălalt se află acum la spital. Rebelii au atacat și noaptea trecută pozițiile trupelor ucrainene. Autoritățile de la Donetsk însă au declarat că militarii i-ar fi atacat de peste 30 de ori. Secretarul adjunct al NATO a anunțat că atacurile care continuă asupra Ucrainei afectează eforturile Kievului de a-și moderniza armata și de a adera la un moment dat la organizație. Totuși, el a afirmat că NATO va ajuta fosta Republică Sovietică să se apere și să construiască o armată puternică.